cunoscută pentru așezarea ei într-o zonă mirifică din clisura Dunării, pentru parfumul inconfundabil al smochinelor, precum și pentru produsele tradiționale. Comuna mehedințeană Zvinița este condusă de primarul Nicolae Curici, un om ambițios care a accesat proiecte îndrăznețe, benefice pentru comunitate. De asemenea, acesta depune toate eforturile în privința transformării comunei într-un paradis turistic. Primarul Nicolae Curici a reușit să schimbe complet fața comunei Zvinița, transformând-o într-o locație modernă, gata să primească turiști de pretutindeni. Locația este mică și cochetă, asfaltată, curată și cu tot ceea ce își doresc oamenii pentru o existență civilizată. Reabilitarea rețelei de apă și canal, dar și modernizarea infrastructurii rutiere sunt doar câteva dintre multele realizări la nivel local. Dumneavoastră, Zvinița este așezată în frumoasa zona clisurii Dunării, una dintre cele mai frumoase zone din țară, să nu zic și din lume. Noi dorim ca Zvinița într-un viitor cât mai apropiat să devină o destinație turistică foarte căutată și de aceea eu, în calitate de primar al comunei Zvinița, am ținut să avem infrastructura necesară. Adică am pornit de la aducțiunea de apă. Astăzi comuna Zvinița are apă potabilă. Am reabilitat o parte din canalizare, astfel încât toate străzile și toate casele beneficiază de canalizare. Anul trecut am reușit să asfaltăm toate ulițele din comună și toate drumurile care duc spre comuna Zvinița. De asemenea, reabilitate și modernizate au fost și instituțiile comunei Zvinița, deoarece sănătatea, educația și bunăstarea comunității sunt pe primul loc pentru primarul Nicolae Curici. Acesta este cunoscut pentru profesionalismul său, dar și pentru iubirea față de cetățeni și de tradițiile locului. Am reabilitat cam toate instituțiile, începând de la Căminul Cultural, școala gimnazială, dispensar, urmează acum primăria, parcurile, parcul copiilor, parcul de la școală. Practic, la ora actuală putem să ne înscriem în rândul localităților europene. De asemenea, am depus pe viitoarele proiecte pe Anghel Saligny, extindere rețea de distribuție apă potabilă pe toți 23 de kilometri cât ține faleza Dunării, tocmai pentru viitoarele investiții în turism. Vorbim de pensiuni, agropensiuni, case de vacanță. De asemenea, am reabilitat tot iluminatul public în comună și acum sunt în proiectare extinderea rețea de distribuție electrică pe încă 8 km, tot pe faleza Dunării, până la limita cu UAT Dubova. Comuna Zvinița este așezată într-o locație de vis, unică pentru frumusețile ei la nivel național și internațional, mai exact un adevărat paradis care încântă privirile tuturor celor care ajung în zonă. Aceasta este pe mâini bune, întrucât la cârma primăriei se află primarul Nicolae Curici, care depune toate eforturile pentru dezvoltarea unui turism de calitate. Minunata comună mehedințeană este renumită pentru evenimentele unice care sunt găzduite aici, festivaluri organizate ca la carte și zeci de înfrățiri cu localități din Serbia sau din Clisura. Primarul Nicolae Curici este un păstrător de tradiții și își dorește ca acestea să fie păstrate din generație în generație. După cum știți, în comuna Zvinița sunt cel puțin trei festivaluri mari, începând de la Festivalul Înfrățirii, Ziua Comunei, Festivalul Satelor Dunărene, se termină în ultimul weekend din august, Festivalul Smochinelor, care deja a devenit un brand pentru zviniceni și nu numai pentru zviniceni, pentru toată zona clisurii Dunării. Așa cum doresc probabil și celălalt comune care au început în ultimul timp să facă tot mai multă promovare. Vorbim chiar de Balkan Fest, care este în următoarele zile, așa și în comuna Zvinița. Prin aceste festivaluri dorim să atragem cât mai mulți turiști, să ne facem cât mai cunoscuți în țară și în străinătate. Practic, viitorul acestor localități va fi turismul și trebuie să facem un turism de calitate. La Zvinița, în fiecare vară, se organizează Festivalul Smochinelor, un eveniment de neuitat, cu tradiționale concursuri în care se premiază cea mai bună dulceață și cea mai bună țuică de smochine. Sintagma Omul sfințește locul se potrivește de minune primarului Nicolae Curici, care, în colaborare cu președintele Consiliului Județean Mehedinția Radin Georgescu, a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor, comuna Zvinița fiind un șantier în lucru.